Umblam cu prelungitoarele după noi să punem un aparat în priză. Este declarația halucinantă a unei asistente de pe secția ATI a spitalului din Piatra Neamț. Pacienții povestesc că personalul medical era obligat de conducere să se descurce cu ce aveau. Și în ciuda semnelor pe care le dădea instalația electrică supra-solicitată, s-a continuat cu improvizațiile până sâmbătă, când a cedat. Neregulile de la Spitalul Județean de Urgență din Piatra Neamț se țin lanț și nu de câteva zile. Sâmbătă însă, sistemul a cedat, iar odată cu el s-a declanșat dezastrul. Foștii pacienții își amintesc că au fost martorii improvizațiilor. Nu știa situația și spuneau că li se spunea, descurcați-vă cu ce aveți. Asta li se spunea. Improvizau, făceau și ele ca să facă să fie bine la toți pacienții. Așa erau obligați de conducere. Păi, ele încercau să facă tot posibilul să salveze oamenii. Eu știu cum arată saloanele, că am fost odată acolo, au niște uși culisante, dar nu știu, nu sunt eu convinsă că ar fi stat cineva acolo în salon. Mai ales la COVID, nu stă lângă pacient. Cum se spune pe internet, că stăteau lângă pacienți acolo. Ușile erau închise. Unul dintre ei a scăpat ca prin minune pentru că s-a externat cu doar câteva ore înainte de tragedie. Însă povestește cum, în perioada în care a stat în spital, a fost pană de curent, semn că instalația electrică va ceda. Am externat pe data de 14 la ora 14 și incendiul a avut loc la ora 16:30, am înțeles? Și socrul meu era în acel salon în care a fost incendiu. Un semn de întrebare mi-am pus într-o seară când s-o luau curentul câteva minute și nu știam cum este în curentul în spital. Normal, un stadion are 3 generatoare, ăla de la Craiova are 3 generatoare. Și spitalele ar trebui să aibă, nu? Spitalele obligatorii. Sunt și voci din interiorul spitalului care vorbesc despre un șir continuu de nereguli. La etajul 3 se lucra în condiții și mai improprii. Nu existau instalații electrice. Umblam cu prelungitoare după noi pentru a pune un aparat în priză, a scris o asistentă a spitalului pe Facebook. Înainte cu câteva zile de tragedie, managerul spitalului de urgență din Piatra Neamț anunța că s-a început recompartimentarea secției de terapie intensivă, iar directorul medical declara că se lucrează deja la extinderea instalației de oxigen. La sfârșitul acestei săptămâni sperăm să fie operațional și ulterior să depunem documentația pentru avizarea circuitelor la Direcția de Sănătate Publică Neamț, de unde sperăm să obținem avizul cât mai repede. Dorim și extinderea prizelor de oxigen și odată cu relocarea ATI-ului de la etajul 3 vom încerca să mai montăm prize pentru oxigen. Este nevoie, așa cum spunea și domnul manager, de suplimentarea surselor de oxigen și, bineînțeles, lucrăm la extinderea capacității instalației actuale. Aceste lucrări au început însă înaintea obținerii avizului de la DSP, singura instituție care putea să stabilească dacă modificările sunt sigure pentru pacienți. Pentru aceste modificări, unitatea sanitară nu a solicitat avizul direct de Sănătate Publică Neamț. Reconfigurarea secției ATI și mutarea pacienților COVID pozitivi de la etajul 3 la etajul 2 a fost realizată fără aviz în ziua de 14 noiembrie 2020, au transmis reprezentanții DSP Neamț.